Ziua copilului este un prilej de sărbătoare pentru toți micuții din lume, așa că anul acesta, la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin, va avea loc lansarea primei ediții a Festivalului de Filme pentru Copii, Kinosaga. Acest eveniment cultural de mare amploare va începe în această seară, iar până pe data de 1 iunie, micuții severineni și nu numai vor avea parte de un maraton de filme, cluburi de lectură, ateliere și discuții. Cele mai bune filme pentru copiii din toată lumea sosesc la Palatul Culturii Teodor Costescu în cadrul festivalului Kinosaga. Timp de 5 zile vor fi proiectate peste 25 de filme de scurt și lungmetraj, animație sau ficțiune din Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Germania, Olanda și România. O să pot anunța prima ediție a acestui festival de film pentru copii. Alături de mine se află domnul primar Vasile Marius Creciu, doamna Claudia Duca, coordonatorul național acestui proiect, căreia i-a dat-o rău realizarea acestui proiect, doamna Tina Bebe, coordonatorul local acestui proiect, ceilalți colegi de la Palatul Culturii, care în această perioadă vor răspunde de ateliere, de proiecții de film, de toată arhitectura acestui festival unic și atât de așteptat. Vreau, înainte de a da cuvântul domnului primar pentru a spune câteva cuvinte, să vă amintesc faptul că începând de mâine, alături de acest festival, avem un colocviu național consacrat bicentenarului Tudor Vladimirescu în sala Ungășana, iar în perioada aceasta, sărbătoririi Zilei Copilului, vom avea spectacole pentru copii în grădina de vară, în Parcul Central, dar și la pavilionul. Organizatorii Festivalului de Filme pentru Copii, Kinosaga, trag un semnal de alarmă pentru cinematografia românească, care nu investește bani în filme pentru publicul tânăr pentru că nu există buget. Este un proiect care își propune să educe la nivel național copiii să vină către film și să înțeleagă utilitatea acestora. Un semnal de alarmă și pentru cadrele didactice, sau nu neapărat un semnal de alarmă, ci un punct de interes pentru cadrele didactice care pot să înțeleagă importanța filmului în educație și rolul pe care îl poate avea, că e mult mai eficient să te adresezi astfel copiilor. Multe dintre filmele pe care le avem incluse în festival sunt însoțite de kituri educative, astfel încât toate cadrele didactice sau părinții care vin la film să poată să continue dialogul pe baza filmului, pornind de la povestea filmului sau de la țara în care filmul a fost produs. De asemenea, și cluburile de lectură nu sunt doar lecturi din cărțile despre care povesteam mai devreme în cadrul conferinței de presă, ci sunt, încercăm să aflăm despre istoria scriitorului respectiv, să aflăm contextul în care a fost scrisă o operă, să încercăm cumva să reconstruim parte din personaje, să inventăm dialoguri cu personajele din cărțile respective, cu scopul de a-i scoate pe copii din modul în care sunt învățați să gândească sau să reproducă de fapt informații, și aici sunt forțați cumva de împrejurări să emită propriile păreri, să intre într-un dialog, să aibă discuții divergente poate între ei, astfel încât să iasă ceva constructiv. Încercăm întâlniri cu autori și cu traducători, astfel încât copiii să pună întrebări și să afle ce se întâmplă în spatele, dincolo de tiparul cărții, cum a ajuns un personaj să capete consistență, cum se face o ilustrație de carte, care sunt toți pașii pe care îi parcurge un scriitor până ajunge să fie tipărit și accesat de o masă mai mare de oameni. Edilul orașului Marius Creciu a fost prezent astăzi la Palatul Culturii Teodor Costescu pentru a se asigura că micii severineni au parte de un weekend ca în poveste. De asemenea, acesta este bucuros că un festival atât de important este organizat în premieră în municipiul Drobeta Turnu Severin. Un lucru extraordinar, o idee generoasă. Acum de Ziua Copilului avem ateliere de teatru de păpuși și proiecții de film, lucru care se întâmplă în orașul nostru. Sunt, după cum spunea și doamna care prezintă acest festival și care se ocupă de acest festival, peste 25 de proiecții de film. Vor fi două zile frumoase, două zile în care așteptăm copiii, bunicii, părinții. Ne reîntoarcem la viața de dinainte de pandemie, încet, încet, respectând condițiile, dar important este să începem, să avem un pas de început.
Avem, o să avem o vară, zic eu, destul de fierbinte pentru ceea ce înseamnă estivalul. Vrem să aducem, cum am avut și în anii trecuți, înainte de pandemie, spectacole pentru copii, prestidigitație, vrem să aducem teatru de păpuși. Sunt mai multe proiecte pe care vrem să le pregătim în această vară și nu numai pentru copii și pentru părinți, dar fiind și ziua lor poimâine, vorbim mai mult despre ei. Un alt amănunt foarte important este că acest festival se organizează în doar două orașe din țară, iar Drobeta Turnu-Severin este unul dintre ele. Organizatorii evenimentului își doresc ca în următorii ani să aducă invitați din toată Europa.